Bună, dragilor, și bine ați revenit la Happy Cafe! Pentru astăzi am pregătit un material plin de iubire și despre importanța pe care iubirea o aduce în viețile noastre. Alături de specialiștii noștri, desigur, și, apropo, mă refer la iubirea romantică, da? Deci nu veniți cu pisicuțe, cățelușii de-astea, cam și eu pe acasă. Da? Și mai mult decât atât, încercăm să aflăm care este, de fapt, relația dintre fericire și iubire. Ar trebui pus semnul egal între ele sau este mai degrabă adevărată sintagma fericirea vine din interior și important este să fim noi bine cu noi înșine? Aoleu, se anunță a fi o discuție foarte grea, dar foarte interesantă. Așadar, haideți, pregătiți-vă cafeluțele și urmăriți acest material. Pentru că suntem în luna februarie, luna iubirii, luna cu dragobetele, cu Valentine's Day, cu toate cele, vorbim astăzi despre iubire. Iubire, n-a spune chiar în general, că totuși ne raportăm în principal la iubirea de din relația de cuplu. Și uite, eu am o curiozitate, pe mine mă macină, mulți spun o viață fără iubire e o viață, să nu zic chiar mizerabilă, dar oricum nefericită. Și da, cred că de aici aș vrea să pornim un pic discuția. De ce punem semnul ăsta de echivalență între iubire și fericire? Chiar e iubirea asta așa de importantă? Iubirea romantică? Asta voiam să zic. Acum depinde dacă punem semnul de echivalență între iubirea romantică, adică practic între a fi într-un cuplu și fericire. Aici eu cred totuși că e o problemă. Și asta pentru că știu oameni, nu mulți poate, dar știu oameni care nu sunt într-o relație de cuplu, dar sunt foarte ok și așa, fără a fi la momentul respectiv într-o relație de cuplu. Chiar dacă vin apoi cei din exterior și încearcă să accentueze faptul că viața lor e foarte grea și nefericită, că n-ai și tu pe cineva. Nu-ți găsești și tu pe cineva să-ți refaci viața, acel cuvânt magic, să-ți refaci viața. Sau să-ți faci viața, sau să-ți refaci viața, oricum ar fi, nu-ți găsești și tu pe cineva, e acolo. Exact, ca și cum totul depinde strict de lucrul ăsta. Până la urmă, da, iubirea este importantă, în sensul în care avem nevoie să simțim afecțiune. E o nevoie primară, e o nevoie de bază. Afecțiunea e fără îndoială extrem de importantă. Atenția, aprecierea, validarea, aprobarea. Sunt niște nevoi absolut importante. Dar care pot veni și din partea familiei și din partea prietenilor și din copiilor. Oricum, o vreme măcar. Vieții, noi ne luăm toate aceste nevoi, le satisfacem din diverse surse. Sunt oameni care sunt în relații stabile și nu își satisfac aceste nevoi din relația de cuplu, ci și le satisfac, nu știu, la job, din relație de prietenie și așa mai departe. Nu mai vorbim că acei oameni ar trebui să-și pună un semn de întrebare totuși de ce sunt într-o relație dacă nu-și satisfac nevoile acolo. Da. Dar revenind, da, n-aș zice că iubirea romantică condiționează fericirea în viața noastră. E pur și simplu o chestiune de percepție și dacă noi credem că doar de asta depinde fericirea noastră, s-ar putea să fim într-o eroare și s-ar putea să ne agățăm de oameni și s-ar putea să facem mult prea multe compromisuri pentru a rămâne în niște relații, chit că ele nu sunt neapărat bune pentru noi, dar în imaginația noastră și în percepția noastră ne-ar fi mult mai rău singuri. Ceea ce revin e cumva e iarăși stigma. Un construct social și o presiune care se pune. E o normalitate să fii într-un cuplu și ceva indezirabil să fii singur. Da, da. E foarte mult legat de felul în care reușim noi să gestionăm această singurătate, să-i zicem. Până la urmă, singuri cu adevărat, nu știu, pot fi oamenii care trăiesc într-un vârf de munte, altfel... altfel cred că toți avem niște oameni în jurul nostru pe care e bine să-i avem și când suntem în cuplu, adică ideal ar fi să nu renunțăm la prieteni, la familia de bază, la colegi. Am văzut situații în care odată intrați în cuplu, anumite persoane intrate anulează, în cuplu, anulează pur și simplu toate celelalte relații, roluri se concentrează și când ieși din cuplu, oare ce se întâmplă? Da. Rămâna în nimănui și rămân regretă. Și am un gol atât de mare pe care au senzația că nu-l mai pot gestiona. Da. Și automat, da, se agață de alți oameni. Cumva, iarăși e clișeică povestea asta că trebuie să fii bine tu cu tine, dar da, e important să fim bine și noi cu noi, că nu o să fie chiar non-stop cineva acolo care să umple golurile din viața noastră. Da. Hai să mai învățăm să le mai umplem și noi dacă e cazul
sau să mai stăm și cu ele, că și golurile astea au sensul lor. Da. Putem să mai facem câte ceva cu ele, putem să mai stăm un pic noi cu noi și să mai intrăm un pic în contact cu emoțiile noastre, nu tot timpul să fugim de ele, intrând în alte relații, făcând lucruri, aruncându-ne în muncă, aruncându-ne în diverse activități, doar ca să nu cumva să simțim să ne uităm. Ceva. Exact, să stăm față în față cu noi. Și pentru cei care sunt în cuplu, și se simt foarte iubiți și e totul minunat. Și totuși pare că ceva nu e bine și își dau seama că e o frică, e tot o frică acolo. Blochează practic ceva mai serios și vor să rămână doar în zona asta de confort în care nu e totul atât de, nu e treaba chiar atât de serioasă, de frică să nu se implice până la urmă. Și aici cred că e o problemă, adică odată avem pe cei care nu vor să fie singuri și preferă să intre în relații defectuoase, toxice, groaznice, doar ca să nu fie singuri, dar mai sunt și cei care se țin departe cu orice preț de relații serioase dintr-o frică. Extremele nu sunt bune, știm asta, dar hai să ne... Aici cred că ne ducem un pic în stilurile de atașament, știi? Avem pe evitanți care exact. Nu vor să se implice, de teama de a nu suferi, de fapt, asta e frica, de a nu fi răniți, de a nu fi... părăsiți, de a nu fi trădați, de diverse lucruri pe care le-au trăit cândva cu, în principal cu figurile principale de atașament. Cred că despre ei e vorba, cei care nu își găsesc resursele pentru a-și asuma o relație și a se implica 100% și a da 100% în relația aia și a își lua angajamente inclusiv în relație cu un om. Da, și ca și ceilalți trebuie să se întrebe oare ce fac e pentru că vreau să fiu singur sau pentru că mi-impun. Și să încercăm să nu mai generalizăm, deși e foarte greu, pentru că noi pe baza experiențelor pe care le-am avut și ne facem iar la copilăria aia mică, pe baza experiențelor și legăturilor de atașament pe care le-am creat atunci, ajungem să generalizăm și să considerăm că toți oamenii ne vor face același lucru. Pentru că da, dacă ai noștri părinți, cei care trebuiau să ne ofere afecțiune, să fie constanți, să fie alături de noi, să ne ofere suport, să ne securizeze emoțional, n-au știut să o facă, cum pot eu avea încredere că vor putea niște străini să facă lucrul ăsta? Că până la urmă, până ajungem să cunoaștem un om, el e un străin până ajungem să... Și ce facem? Mergem la terapie? Mergem la psiholog? Ar fi minunat să mergem la terapie, dar nu toată lumea are disponibilitate să facă asta din multe puncte de vedere. Sunt mulți oameni care n-au emoțional disponibilitate să facă asta, nu sunt pregătiți, nu sunt în acel moment al vieții lor în care să se apuce, să sape pe acolo și să devină, să treacă întâi printr-un disconfort, că treci întâi printr-un disconfort. Dar e utilă terapia în situații de genul ăsta, mai ales că nu prea reușim să conștientizăm singuri toate tiparele astea și tot cu tot ce am plecat, bagajul cu care am plecat de acolo din copilărie. Mai sunt cei care citesc foarte mult cărți de dezvoltare personală, mai ajută. Doar că cred că e important să atenționăm că și acolo multe sunt foarte bune, dar cred că se scriu și multe fără prostii. Fără îndoială că scapă și scături, ca să zicem așa. Da. Și cumva trebuie să fim atenți și iarăși să trecem un pic prin filtrul personal, adică să ne punem niște întrebări când citim un lucru, nu să-l luăm bun și gata, asta e regula. Nu ieșim din regulă, asta e clar că asta e rețeta, asta e regula, așa trebuie să fie. Nu e chiar așa, plus că toate trebuie adaptate la propriile contexte de viață și la propriile experiențe și la propria personalitate. E totul cu depinde, din păcate. Nu există ceva standard 100%. De ce pare